Vă salut din nou, revin cu nou videoclip, de data asta într-o altă locație. Sunt doar în trecere și întrucât am văzut că a demarat această nouă colecție de la Libertatea, m-am gândit să fac repede un videoclip pentru acest weekend. Deci vorbim despre o nouă colecție de la Welly, de la Libertatea. După cum știți, Libertatea a mai lansat o colecție de mașinuțe Welly, așa că cei care au ratat, să zic așa, prima colecție vor avea posibilitatea să înceapă cu această nouă colecție și aici pe această mini broșură aveți în mare cam ce mașini o să aveți parte și am să răsfăiesc puțin ca să vedeți că scrie câteva detalii despre colecție și despre mașinile reale pe care le reprezintă. Totodată vă arată și numărul următor. Acum pe piață se găsește acest număr, din câte am înțeles, la început din două în două săptămâni, după aceea în fiecare săptămână și spre surprinderea mea plăcută, până și Welly au reușit să facă un model Dacia 1300, după cum vedeți, acesta a fost printre primele modele, într-adevăr a fost înainte Dacia 1100, dar o aștept și pe aia, de ce nu? Însă asta a fost, să zic, modelul consacrat al românilor în perioada comunistă și am fost surprins să văd că până și la Welly, pentru că nu de mult v-am prezentat o mulțime de Dacia de la Majorette, care bineînțeles, calitativ vorbind, sunt mai reușite pentru că se deschid ușile, deci au părți mobile. La Welly, în general, la scara asta 1.64, nu o să prea găsiți părți mobile, din păcate, dar totuși să vedem cât de reușită e această machetă cu inscripția Dacia și vedeți că e interesant, e scris nou logo Dacia, nou logo, e acest rebranding al Dacia, acum peste tot sunt cu aceste litere întoarse, să zic, deci foarte futurist, deși vorbim de un model vechi. O să îl desfac. Cum vă spuneam, nu sunt la locația cu care v-ați obișnuit, deci la finalul videoclipului nu o să vedeți raftul cu... Da, sunt doar în trecere, într-o locație temporară și filmez, din păcate, nu cu camera cu care v-am obișnuit. Sper să fie cât de cât acceptabilă și această filmare, cu scuzele de rigoare, am să iau pentru un contrast mai bun. Acum cât de cât se vede, deci vedeți că e culoare roșie, nemetalizată, foarte lucioasă și la Welly, în general, nu avem o varietate la jante, așa că astea predomină la modelele clasice, deci avem același tip de jante. În spate, din păcate, stopurile nu se pot distinge pentru că sunt în aceeași culoare cu restul caroseriei, dar se pot vedea că sunt dreptunghiulare. Inclusiv scrie acolo Dacia 1300. Aici puteau să pună măcar cele de semnalizare cu galben ca să arate ceva mai reușit. În schimb, predomină ca la orice mașină clasică aceste bare de protecție foarte subțiri care dau așa o cât de cât o calitate machetei. Și bineînțeles și în față. Aici încerc cât de cât să focalizez. Vedeți și aici e bara aceea subțire, cromată și
acele faruri dintr-o singură componentă, plus vechea, foarte vechea siglă Dacia. După cum vedeți în față, nu sunt geamuri, deci aș putea cât de cât să filmez și în interior puțin. Eu, unul, sunt mulțumit de această machetă și mă bucur că la Welly, care e o companie chinezească, a ajuns și un brand românesc. Până la urmă, francezii sunt așa ziși și frații ai noștri din Occident. Până la urmă, Dacia a fost o copie a lui Renault 12 și deci avem legături strânse cu francezii și nu putem spune până la urmă Dacia a fost preluată de Renault, deci suntem legați vrem nu vrem de francezi, dar avem și noi mândria noastră că totuși e un brand național și, cum spuneam, acesta este unul din modelele emblemă ale Dacia, Dacia 1300, probabil cei mai în vârstă sau părinții voștri își vor aminti cu drag de această mașină. În spate e singura problemă care o văd eu. Repet, aici ar fi stopurile, se văd acolo conturate ca și la Hot Wheel, dar nu se pot distinge. Cât de cât eu zic că ar putea și aici aduce o îmbunătățire vopsind stopurile cu alte culori sau să nu fac atunci în culoarea roșie această machetă. O privire și de sus. Și cam atât pentru astăzi, pentru că vă spuneam sunt în trecere și încă sunt într-o călătorie așa, dar asta nu înseamnă că nu studiez noutăți sau videoclipuri pe care aș putea să le mai postez. Așa că până data viitoare, deci vă transmit mesajul, s-a lansat această colecție de la Libertatea cu Welly, o nouă reeditare în care au introdus și Dacia și mă gândesc că s-ar putea să mai fie și alte noutăți, pentru că eu v-am prezentat pentru cei mai vechi, de exemplu, Trabantul, îl am în colecție, așa că o să iau, dacă o să iau din această colecție strict ceea ce nu am. Acestea fiind spuse, până data viitoare, vă doresc toate cele bune.